evoluat bine în ultimii ani, în ultimii doi ani. Selecționerul nostru este domnul Sylvain Onzu, selecționerul secțiunii Venice Days a Festivalului de la Veneția. Lucru care ne ajută să avem filme foarte bune, filme care se dau numai la acest festival și care după aceea pleacă din România și care în secunda asta nici măcar nu sunt downloadabile, adică sunt filme greu de văzut. Și anul acesta ne-am bucurat, în fine, de o promovare, ca să o numesc așa, mult mai puternică, mai agresivă decât în alți ani, ceea ce ne-a ajutat să adunăm mai mult public, deși vremea a fost foarte, foarte caldă și fierbinte și eu mă așteptam să fie sălile goale, ca că nu s-a întâmplat așa și mă bucur foarte tare. Avem mari probleme cu programarea filmelor, pentru că Bucureștiul nu mai are săli de cinema, pentru că singurele săli de cinema pe care noi le avem sunt Elvira și Muzeul Țăranului Român, având în vedere că în mall nu se pot face festivaluri de film, deci este un loc care nu e deloc potrivit pentru festivaluri de film și atunci trebuie să înghesuim totul în aceste două săli care nici măcar nu sunt mari, sunt niște săli destul de mititele și le știm ce capacitate au. Vanessa Redgrave este o foarte, foarte mare actriță, o actriță uriașă, o femeie minunată, foarte, foarte puternică, pur și simplu acele trei zile sau două cât a fost pe lângă noi, pe mine m-au copleșit. Cred că a fost momentul cel mai puternic al acestui festival, al acestui eveniment. În decursul anilor a trecut și peste momentul Mihalkov și peste momentul Konchalovsky, adică cred că Vanessa Redgrave a fost punctul ăla cel mai de sus pe care l-am putut atinge aducând invitați. Și nu știu dacă vreodată să pot să mai am un invitat de talia ei. Dorința mea a fost, fiind vară și foarte cald și știam că o să fie 40 de grade, să vină lumea la film. Lumea a venit la film.